Salut, Oleg Adrian, înregistrez apelul tău video. Am înțeles că ești din nou la spital. O clipă, dar nu cumva ai stupat microfonul, că nu se aude. Amuș, stai. Ai pus degetul pe microfon. Da, muia? Am uit bine, da. Zi. Ana. Am înțeles. Acum bine se aude, Acum da? se aude bine, da. Și mă vezi? Da. Așa. Deci, căroci, la mine e problema cu cornea și de data că se inflamează ceva, când nu mă deci la ceva inflamat, de data se inflamează și ochii. Și am venit la îndrept. Oricum n-am și face acasă, cu carantina asta nebună. Și asta e Ana. Și am venit, dar ei nici nu pot face aici, fiindcă ei înțeleg că aici trebuie cineva să lucreze, adică medicul, nu-i din Moldova, dar ei numai picuri așa anti-inflamatoare pe ochi ca să mă scoate inflamația asta și gata. Dar cu restul, cu transplantul și așa mai departe, nu. Măcar că îi zic că la dânsul tot aici se face la noi în Moldova, așa ceva, dar nici eu nu vreau să încerc așa ceva să fac în Moldova. Dar ce Înțelegi? vrei? Transplant? Îți propun ei Nu. transplant de cornee? Nu îmi propun eu, de atât că îi văd că la mine ochii stare probleme și trebuie un medic profesional, că acolo dacă asemblu în ochi așa pur și simplu, acolo trebuie ceva de scos, ceva de adăugat, așa în Berlin mi-l am murit așa, acolo trebuie, în afară de cei că transplantă, că chirurgia plastică trebuie. Nu pur și simplu așa, înțelegi Dar cum? până trebuie să găsești și donatori de cornee aici, crezi că așa e de ușor? Dar ne-au găsit donorul în Berlin pe 17 decembrie 2019 mi s-a găsit și donorul, dar mi-au zis să vin cu banii din motivul că n-am primit refugii, azil politic. De atât ei au zis că trebuie să plătesc eu. A, Păi și așa pentru e. că n-ai venit cu banii și te-o trimis în țară, n-ai făcut operația. N-am făcut, dar din motivul că eu zic că dacă nu aveți bani, noi vă facem operație, că dacă erați să aveți statut de refugi, atunci erați să ai posibilitatea să faci operația gratis. Adică din contul statului german. Iată cum. Da, îmi pare rău. Dar Și costă scump, nu? costă mult, dar 36.000 de euro. Că E, la mine pentru unii e. nu-i sumă mare, dar pentru tine e enormă. Pentru Și pentru Germania asta mine. nu e mult. Pentru Germania asta nu e mult. Dar înțelegi cum el cum ne-a lămurit ea? Că noi putem să ne întâlnim cu altă problemă. Când facem operația la cornea, asta trebuiască să facem ochii este mai rotund sau mai așa keratoplastic sau cum se numește asta, Iana? Adică să faci formă la ochii, dar când își scoate cornea aia naturală, își pierde mărul ochiului ăsta, își pierde, cum în limba rusă asta, on tiraie formă glaza. Cum în limba rusă? Păi tot așa, forma și-o pierde. Nu mai este Formă, da, și rotundă, se restul pare. face oval cumva. Bun, dar și dacă faci transplantul acela de cornee, ce o să începi a vedea sau numai Da. lumina, ceva de felul ăsta? Uite, care e problema? El a zis așa. La mine situația foarte gravă și trebuie urgență. Și așa cum el s-a uitat, la mine este o leacă și el a zis, dacă a să fie pe bine și a să prinde bine cornee, da, eu o să am posibilitate să văd ceva, dar n-a să fie mult acolo, 1%, 2% asta și încă primul. Așa. Sau poate să nu se prinde deloc și să rămâie așa cum a fost. Și gata. La mine, înțelegi că la mine în afară cu cornei, la mine glaucom congenital, asta, când tensiune crește, ochii se face mare. Și din pricina la asta, retina nu șede pe loc, dar se întinde și o să rupe de la asta. Și e că de atât eu sunt durim, eu permanent sunt. Da, Da, îmi iată. pare rău, un singur ochi viu ai și tu și acela e greu. Sincer să-ți spun, eu am întrebat, n-ar putea ei să-mi scoată de amă, să nu mă chinuie și să mă sunt sănătos deloc.
Nu mai vine Adică să vreodată. fii fără ambii ochi, Să-i da? scoată ochii și să-mi pui proteză sau ceva, că m-am strat eu de am. El nu mă doare și gata, dar de stăiană, de făcut, n-am și faci cu el. Ei, dar am văzut eu ieri Vasile Plămădeală de la Spaniola, pe băieții ăștia, moldovenii noștri, da? A, Și da, eu video pe dat, curaj. da, pe Curaj TV, eu de dat am fost mâniat motivă de ce moldovenii noștri vin în țară la noi și lor e rău de stat acolo și așa mai departe. Dar pe urmă am înțeles care e problema. Problema în aceea că dacă în Spania și ea se bolnăvesc cu oamenii, fii atent, apoi se bolnăvește și așa sănătos. Și ei ca oameni tineri corect fac că ei se duc din țară, că ei se tem de asta. Lor, și eu mă gândeam să-i propun să ceară refugii. Dar care refugii dacă și chiar refugii că vezi că cad sub cazul lui Isteu, coroana asta nebună, înțelegi cum? Și eu socot că statul spaniol își calcă drepturile a lor, ne dând drumul acasă, conform legii 8 convenționale, ta prava na liceu na jizi cum în limba română, drepturile la viață sa proprie. Și în loc să îi dei voi să se ducă de la nevoia asta, pandemia asta, ei o țin special că dânsi Nu, dar acolo. vezi că omul și-a recunoscut. Spaniolii lasă să plece, doar că nu se organizează statul moldovenesc ca să-i aducă acasă, cumva, Eu am o cursă încercat să charter. spun. Uitați, la noi în Moldova este 1189. Asta eu spun la moldovenii care sunt în Chișinău. Și întrebați anticamera guvernului. Că eu acum nu o să mă pornesc să caut prin contacte să vă dau, nu mi-a venit în cap deodată. Dar eu am Crezi că luat este asta. cineva la guvern acum? Ei au Da, scris e-mail, au acum scris nu radică mesaje direct și lui Dodon și lui nimeni. Chicu. Nimeni nu radică receptor. Dar motivă care? Vasile nu a zis un lucru. Că ei se folosesc cu aceea că ei nu pot mult vorbi pe telefon moldovenii noștri, că acolo costă bani să vorbești cu Moldova cu 5 euro o minută. Și ei nu sunt milionari, înțelegi cum? Și din motivul acesta nu poate să stai mult la vorbă. Dar ei se folosesc asta, ei spun, ați vă sunăm, ați vă sunăm și nu sună nimeni, că nu este cu interesat să se sune. Dacă Dadon o a început să facă un gest de Ștefan cel Mare ca să apere moldovenii și pământul nostru și să ducă cu chef, dar să aducă pe toți moldovenii în pace, a trebuit să facă până la urmă cu pace Putin. Putin a zis, până la 27 decembrie are dreptul cetățenii Putin Rusie să se adreseze la posolstva Rusiei, cum La ambasada ambasadă, dar rusă. cum pe 27 decembrie? Poate martie, până azi? Ui, martie, îmi cere iertare, vezi Așa. că ăsta, eu m-am gândit la 17 decembrie și m-am dus cu gândul la altceva. Și asta, Iana, el a dat posibilitatea, dar la noi nu există așa ceva. Îmi pare rău că noi nu mai putem să facem față, dar nu putem să facem nimic. Dacă țara și statul Republicii Moldovei tare iubește poporul său și are grijă stânșe, aveți grijă să-l aduceți moldovenii noștri în pace. Oricum noi aici astăzi Dar îmbolnăcim mai ieri am văzut oameni supărați că de ce există curse charter, iată, pentru 30-31 martie de la Paris. Cum așa? Oricine poate face curse charter să îmbogățească, că era, nu știu, 270 de euro de la Paris la Chișinău. Deci, cum mai dai nemulțumire? Și oricum eu. nu-i poți aduce pe toți, pentru că sute de mii. Bine, poate numai câțiva au rămas fără serviciu și pe drumuri. Poate numai câțiva s-au organizat ca cei din Spania, Oleg, 150, și poate să Oleg, umple un avion. eu sunt de acord, dar eu vreau să spun încă un lucru, că când așa sunt cazuri, Dodon nu mai era, noi și avem a noastră avioane, nu este nicio problemă să plătească numai benzina și să ducă moldovenii cu pace la noi și gata. Asta un gest de strogăva, gest de o excepție. Care bani? Ei și așa au acolo, și vezi că ei au milioane, și așa ei acolo trăiesc numai din cei și câștigă, înțelegi cum? Eu o să sunt pe Vasile, o să sunt grupa lor și vreau să vă zic una, nu vă temiți voi n-ați bolnăjiți, că voi nu sunteți bătrâni. Asta nu e coroana asta, nu e așa mare boală
căsvătemiți. Asta e o gripă de asta, ciuncă de asta nebună, care nu mai știi de unde s-o lua, din șoarec, din coadă, din asta. Voi nu vă temiți principal, înțelegeți cum? Voi de la frica, de la spaima asta, vă duceți pe voi la o altă boală, neurologie, se numește vegetă-sasudistă-distanie, când de la spaimă omul începe a retrăi. De la asta se începe alte boli, diabet și așa mai departe. Deci, dacă eu retrăiesc pentru altceva, eu am încercat să scriu la mine. De la stres, de la anxietate, Oleg, îți scade și imunitatea și devii mai numai vulnerabil decât, la orice, chiar gripa sezonieră, la orice infecție. Eu am ascultat pe dânsul atent, eu am văzut în glasul lui frica și eu știu pentru ce se teme. El se teme pentru că el tot vrea să trăiască și are drept că el vede că oamenii cad. Tu nu știi, Oleg, dar eu am refugii de-a mie care din Berlin și îi spun, Oleg, bazinul înșeală unde noi ne ducem și ne scăltam acolo în bazinul înșeală, au făcut deja morgă din prânz. Că oamenii în Berlin cad jos de la boala asta, înțelegi? Dar asta nu se anunță ca în orice țară nu se anunță. Crezi că chitaioși anunță că o închis ultimul stat, țara și așa mai departe, că ei zic, nu, ei sunt comuniști, ci ei nu vor să arăți că noi suntem plecați chiar cu capul total în jos. Ei arată că gata, trebuie s-a terminat, nu, poate asta antireclamă. Dar noi nimeni nu știm, poate lor spun, sau ieșiți și faceți reclamă cât atât bine și chiar și dacă ați vă împleți cu boala asta. Sau noi vă împușcăm, că asta e comunism. Vă înțelegeți? Da, și lumea suspectează că China nu a fost deloc corect în relatarea datelor și ea, care are 1,5 miliarde populație, a avut numai câteva zeci de mii de îmbolnăviri. Acum, iată, Statele Unite de 7, de 10 ori mai puțin în populație și de-a mare, o întrecut numărul de îmbolnăviri, țară, un întrecut numărul din China. Și despre Rusia se spune că nu relatează exact ce se întâmplă, dar greu de spus, nici trebuie Moldova verificat. Nu relatează. Nici și nici Moldova, poate nici teste nu face destule. Nu, și una încă spun. Eu am uitat la adresarea Dumbrăvenii, doamna Vio... Ministra Dumbrăveanu, da. Vionica sau Viorica, cum corect. Viorica, da, nu știu exact, nu contează. Și e când plângea, spune, mama, stă acasă. Și voi vă gândiți că e plânge de atât că e jeli nu mai era de mama? Ei ministra și e se duce la Toma Ciorba și primele expertizile care fac ei la oamenii ăștia cu coroana asta, că noi, acum ei nu licuiesc, ei fac experimente pe dânși, că oricum să moară oamenii ăștia, dar măcar cumva să-i ajută. Hai să facem paracetamol, hai să facem cinarizina, hai să-i punem fizam, hai să-i punem bisitol, dar poate așa, dar poate așa, ei singuri nu știu ce să-i pui. Pentru că încă nu s-a găsit leac și de asta ei fac experimente de nevoie. Da, și omul și-a lăsat să ne duce în fața ei și moare. Și îi cer, cu ochii îi cer să-i ajute și nu poate să ajute lor nimeni. De atât că și mai mult asta vârstnici. De atât e plânge în cameră și e că rășință o văzut e cum se tine. Să vii tu cu mască, să dai mâncarea asta prin porci, ca la o cățelușcă. Și nu uitați că coronavirusul ăsta este o boală care te integnează pe tine, te pune la depresie, când ești singur și știi că să mori. Omul deja începe nervii să ușit de la șei, că omul zice, mi-e rău, vine moartea. Chiar dacă procentul de mortalitate nu e foarte mare, e ca la gripă, să zicem, da? Doar că se răspândește mai repede, mai ușor, la se infectează dânsul, oricine a atins o suprafață pe care a ajuns virusul acela. La dânsul se face din funcția sistemului nervos. Înțelegi? Și pe 26 martie am fost lično eu în față, personal, când a fost citit într-un spital legea de la Ministerul de Interne, că cine din doctori dorește să ducă de la misia sa, să vie în Ministerul de Interne și anonim, să depui cerere și n-a să fie pedepsit și ta să răspundere. Asta a fost citit în taină și nu a fost răspândit prin noutăți. Dar eu vă anunț că eu am auzit asta cu urechile mele și posibil că degrabă ați vă spui și vă, dar dacă o primit așa decizie, înseamnă atât serios și medicii suntem să iasă la lucru.
Și când Dar medicul... nu poți să-i obligi pe oameni să-și facă meserie. Chiar dacă o depun jurământul lui Hipocrat, răspunderea e Da. morală, dar nu Și juridică, până acum penală. Le eu întrerup țin minte. contractul și gata. Și până acum eu țin reacția medicilor. Ia cum zice. Ia că na. Ia că acum e bine. Foarte bine. Cine vrea la asta crede. Cine nu, nu. Și să o pui. Înțelegi? Ia că și am auzit eu. Dar eu n-am auzit în nou despre asta. Dar cu ce Înseamnă... inimă o să te mai angajezi după aceea să lucrezi medic dacă ai plecat când era cel mai greu? Înțelegi? Eu de dată tot am fost împotrivă la cei care au aplaudat la medici. Medici nu sunt Dumnezei. Trebuie să înțelegem asta, că ei tot se îmbolnăjesc. Dar pe urmă am venit cu altă gând, știi? Medicul totuși primul așa la care face front, care se duce la lupte și duhovnicească, și cu microbi, și cu te. Și el singur își pune viața sa sub pericol și cu adevărat îi merită să fie aplaudați. Eu vorbesc de medici care, cum să spun, care au probleme cu, anume cu coronavirus, acum să unesc, înțelegi? Păi De da, ei medici probabil sunt supărați că nu sunt protejați fizic, nu li s-au dat măști de protecție, mănuși, nu li s-au dat halate, combinezoane de acelea și de asta oamenii se simt ăștia. pericol. Am înțeles că o soră medicală deja a murit, nu știu de pe unde. Niște Tu angajați pe la știi că închisoare oamenii sunt mor bolnavi sunt în și nimeni spital. nu știe. Nici în Berlin nu zis, o le cad jos și o duc în bazinul și ala, nici nu se uite. Cad jos mulți. Dar asta e panica la dânsul de corană, de la mine, de noi, Vasilii Plămădeală, suntem tineri. Asta să ne atârnă mai mult înspre oameni care au sau imunitate slab, sau și care au SIDA, care bolnavi cu SIDA, la dânsul imunitate nu e, e că ei trebuie să teamă de asta, dar tu, Vasilie, ești sănătos și să mai vii la noi, Moldova, și să mai te duci aici la piața centrală să bei gin la ziua vinului. Dar și ala care nu are imunitate nu mai ajunge să face. Dar eu retrăiesc pentru altceva. Eu mă tem că să fie foame. Eu mă tem că oamenii nu sunt gata cu cumpărăturile astea. Și așa e că spune Dadon că în magazinurile acestea n-are dreptul să ridică prețul. E gine că acum el o leacă mai pune, cum spune, roata în băț, în roata, la dânș. Dar să vezi când a să fie criza mai tare, geamul nimeni n-a să-l ascult și a să radică prețurile și o hrișca s-a coastă 100 de lei. Și așa bogați nu trebuie să le trăiască. Nu le trăiți oameni bogați care au sau au avut restorane și așa mai Păi departe. nu, Pe că voi asta n-ați bătut. furnizorii de produse alimentare spun că nu e nicio problemă, niciun risc că se termine produsele. Problema e ca la cei ca Vasile să le se termine banii. Nu mai ai cu ce plăti Da, chirie, nu mai ai cu ce plăti mâncarea. asta am Mâncarea zis. poate să ieftinească dacă nu o să se mai Da, cumpere. Dar n-ai să ai cu ce cumpăra, că oamenii nu lucrează. nu, mâncare n-a să ieftinească, produsele a să se ridică. Eu, sincer să-ți spun, Oleg, eu acum sun la prietenii mei, toți care mă cunosc mie, și rog, cine și cum poate, ajutați-ne, aduceți-ne produs, cine crește, cine a scăpat, pe urmă, să ridică prețurile, noi să ne uităm numai cu ochi, dar n-a să cumpărăm, de atât că n-a să avem așa posibilitate. Eu de cântat acum nu cânt, din motivul că carantina asta, și eu nici nu doresc să sporesc cu poliția, din motivul că nici n-am pentru și că oricum oameni nu spilu. Nimeni nu merge, dar eu trăiesc din cei și din venitul oamenilor, înțelegi că Ei, ai și o pensie de 1000 de lei, Oleg, de mâncare măcar îți ajunge, nu? De mâncare dar și alimentară. eu și nici o zis că ne ajută. Eu am Păi, 2000 dar de lei. cât mănânci? Cum mănânci? 2000 de lei nu m-am venit nimic pe caz. Eu nu am zis Două. că ei nu ne... Eu Cine? n-am zis Tu că... știi cât de puțini au 2000 de lei pe lună? Știi, Oleg, știu, eu nu tem, eu am trăit din contul pensii și de atât zic. Eu nu mă jel la ceea că nu pot trăi pe pensie. Pensia asta e puțină pentru mine și lasă nu mi spui nimeni că la mine gaz vine 2000 de lei, apa, lumina, nu știu de unde, și plus comunale și așa mai departe, în total 300-400 de lei, dar pensie eu primesc 1600 de lei. De unde? Dar trebuie să plătești la timp. Înțelegi cum? Am înțeles, Eu acum autoritățile ar nu face radic bine în pe... cumva, autoritățile ar face bine cumva să înghețe
plata serviciilor comunale până când o să treacă criza, ca să nu... Am înțeles că Da, au interzis, cum îl cheamă, agenția aceea de stat, au interzis să facă deconectări dacă n-ai plătit curentul, gazul, căldura. Lasă să adune datorii și o să le plătim pe urmă. Eu sper tot așa, știi? Dar eu nu zic că eu mor amu de foame, dar eu mă gândesc la altceva. Că sunt familii cu 5 copii, cu 7 copii, cum ei să trăiască dacă hrișca scoasă 100 de lei? Cam ușa să fie tot ridicat în viață, să fie tot. Eu de asta Nici trăiesc. cu un copil doi nu e ușor. Sau cu persoane în vârstă și mai riscant. Nu. Ăștia în vârstă riscă să moară de boală. Ăștia mai tineri supraviețuiesc. Și eu când am fost mai copil, am avut 15-16 ani, bababele iese într-o libus, tot spuneau. E, părinții noștri spuneau ca să vieți marfa pe poriță, dar n-a să poți să lua nimic și a să cați jos lângă dânsa morții, pentru că nu poți cumpăra nimic. Înțelegi cum? Eu de pildă mă rog pentru toată lumea. Eu mă rog ninijeli de cei că vine foame și a să atingă de copii, de părinți, de familiile care au mari. Eu nici o hrișcă, dar eu vreau să vă învăț cum să existați în cazurile astea. Dacă a să vine chiar așa foame și chiar și așa de greu, când voi aveți hrișcă sau orez sau grâu, nu șerbi pe dânsul biblită, dar luați așa o lingură de grâu în gură și o țineți în gură până când e sigur nu se șerbi în gură la voi și câte o leagă așa mâncați și așa vă săturați cu o lingură de grâu. Dar dacă voi ați șerbiți, clar, că ați vă trebuiască. Sper să nu așa. Fie necesar sfatul tău, Oleg, sper să nu ajungem la foame, dar e cert că unii deja îndură sărăcie și foame de până la Oleg, criza asta. Eu de-am am persoane care n-au și mâncat. Eu de-am am oameni care n-au și mâncat, care au familie. Eu nu pot să anunț numele lor fără voie lor, dar ei de-am să plâng că n-au și mâncat. Dar trebuie să trecem peste rușine, să ne organizăm și să ne ajutăm unii pe alții, mai ales nu. Cei care au o leacă, să-i ajute pe cei care n-au chiar deloc. Nu, Oleg, eu nu dau așa sfat la oameni. Vă gândiți la familiile voastre acum. Nu vă gândiți unul la altul că de-am târziu să vă gândiți unul la altul. Văd că te-ai gândit la Vasile din Spania, dar la alții nu vrei să te gândești. Tu oricum n-ai familie, te gândești la oameni străini. Oleșca, știi de ce? De atâta că eu știu că nimeni n-a să gândească și de atâta eu spun nu vă gândiți, vă gândiți de-am să văd la voi. De atâta că nimeni n-a să gândească. Dar Don, dacă el zice, ia că uite, nouă trebuie să-mi dai câte 700 de lei acum în aprilie, în timp de Paști, că o scos el o lege nu de mult, că nu a să fie dat pe Crăciun și la Paști câte 700 de lei la pensionari, dacă ai auzit cazul ăsta. Și așa mai departe. Și trebuie să-mi dai 700. Dar o dus din pricina că criza a să-mi dai de-am câte 500. Dar de ce el nu a scos pe 200 de lei din salariul de la deputați și nu a dat la pensionari acele 700 de lei care au promis. Înseamnă, oricum, svoio dorozhe, cum să și și anunțul e mai scump, înțelegi cum? El în loc ca să iei și să scoată de la deputați salarii, el a luat și a scos de la invalid și pensionari și ei n-a să primească cei și trebuie să primească. Și sperăm că o să înțelegem multe lucruri din criza asta și că după crezi să fim mai buni și dar mai eficient. Dar nu trebuie să lase pe... Dacă el așa ține cu Ștefan cel Mare și totdeauna spus și se închină la Ștefan cel Mare, a Ștefan cel Mare a dat viața pentru popor. El s-a dus, mama nu l-a primit acasă până când nu a apărat Oleg, astea sunt mituri. Dacă ai ști cât de despot, cât de tiran a fost Ștefan cel Mare, cred că nu l-ai mai dat ca exemplu. Ar fi poate bun de comparat cu Voronin, cu Stalin, Ștefan cel Mare. Nu mai era un model bun. Hai te rog, eu lasă-mă. Nu știu care model a fost la Ștefan. Făcea războaie și după războaie mănăstiri. Mureau o grămadă de aoșteni și boieri, dar el își făcea pohta ce-o pohtit. Dacă nu-i dă de mama acasă, este-s povești, este-s mituri. Lasă, te rog. Oricum, a fost cu 500 de ani în urmă, acum sunt alte vremuri. Acum chiar că trebuie să avem grijă de tot și nu numai de boieri sau de cămeșa noastră. Mulțumesc, coleg, pentru relatare. Ai grijă de sănătate și stai în spital Lec. Sau acasă. Auzi pe mine? Nu stau acasă mai bine.
Dar eu sunt de acord că trebuie să ajutăm unul la altul. Dar dacă să încerci să spune la lume că ajutați unul la altul, e tamam ca asta n-a să fac. Dar dacă eu o să-i zic, gândiți-vă numai la voi, atunci ei îți gândească. Dar de ce noi numai la noi trebuie să gândim? Așa mă Ok, gândesc că am e mai înțeles. normal. Deci tu îi Da. înveți cum să nu facă. Bun. Hai noroc, Da. sănătate. Hai, numai bine. Sper că am susținut grupul din Spania și nu vă temeți voi n-a să muriți. Numai să nu retrăiți. De la retrăială să aveți probleme cu sistemul nervos.